Bun găsit tuturor la mult așteptatul horoscop al dragostei pentru luna iunie. Spun că e mult așteptat pentru că am primit foarte multe mesaje când îl postez, uite, am început postarea lui. Este luna în care Venus, planeta iubirii, este în retrogradare și asta ne aduce foarte multe experiențe și foarte multe decizii. Vom vorbi pe parcursul analizei fiecărei zone în parte. Dar înainte de a trece la povestea venusiană, hai să vedem anunțul pe care îl am de făcut. Mulți știți, dacă nu știți, aflați acum. Pe data de 20 iunie 2020, la ora 12, ora României, o dată foarte importantă pentru că are loc și solstițiu de vară și se produce luna nouă. 20-21, depinde în țara în care ești, deci 20 iunie reprezintă punctul de pornire al acestor evenimente astrologice foarte importante pentru noi toți și tot atunci am selectat să aibă loc webinarul olimpian dedicat planetei Venus, dedicat iubirii, și care abordează trezirea zeiței interioare și în acest webinar voi vorbi despre foarte multe. A fost o filmare premergătoare, acum urmează o filmare în care vă explic ce vreau eu să abordez în acest webinar, dar voi vorbi și ce tip de soție își dorește un bărbat în viața sa și ce tip de soție ești și dacă ești predispusă spre divorț și cum poți decodifica energia venusiană actuală, pentru că astăzi, în ziua de astăzi, suntem un alt tip de zeiță, nu orice tip de zeiță și așa mai departe. Va fi o filmare, nu vreau să iau din timpul dedicat horoscopului dragostei, eu doar profit de acest moment să fac anunțul. Dacă vrei să afli informații despre acest webinar, trimite un e-mail pe adresa contact@astrologalexandracoman.com pentru a primi informații, iar dacă vrei să intri în sistemul de preselecție, pentru că se face o preselecție, nu e așa toată lumea vine și intră în acest webinar, atunci poți să trimiți deja 3 rânduri, nu mai mult, în care explici de ce vrei la acest webinar care abordează tema dragostei, ce vrei tu să schimbi în viața ta, ce schimbări vrei să aduci în domeniul relațiilor, în domeniul dragostei. Și dacă treci preselecția, bineînțeles, participi și la webinar și vei primi toate informațiile legate de costuri, legate de înscriere, legate de ta. Bun, și am vorbit despre asta, da? Că nu vreau să vă plictisesc cu promovarea acestui eveniment. Și ne întoarcem acum la analiza astrologică a horoscopului dragostei. Deci, luna aceasta, Venus, este în mișcare aparent retrogradă și tranzitează semnul Gemeni. Venus este planeta care se ocupă de finanțe, de modul în care facem daruri și acceptăm daruri și, bineînțeles, de dragoste. Este o planetă extrem de complexă. Iar retrogradează aproximativ o dată la 18 luni, deci cam un an și jumătate, și retrogradarea sa ține cam 40 de zile. Când această planetă retrogradează, întotdeauna se lucrează tema iubirii și tema finanțelor. Bineînțeles, dar acum, fiind la horoscopul dragostei, mă refer numai și numai la iubire. Se lucrează tema iubirii și este vorba despre cum te raportezi tu la relația ta, cum se raportează partenerul tău la tine, ce tip de relație îți alegi și când e retrogradă această planetă apar întrebările, apar conștientizările. Iese agresivitatea la iveală uneori, ies frustrările la iveală și uite că lumea nebunește. Deci, sunt convinsă că v-ați întâlnit cu o mulțime de țăcăniți zilele astea. Pentru că dacă nu ai iubire, copilul tău interior e frustrat, e flămând, copilul interior se hrănește cu dragoste și e flămând, e frustrat și ce face un copil? Țipă când e supărat, obosit și flămând. Și atunci când țipă el și face scandal și tu ca adult te comporți ca atare. Deci uitați-vă ce se întâmplă în America zilele astea. Păi America este construită sub semnul scorpionului. Scorpionul venusian, Venus, și e guvernată de... America are 4 simboluri secrete, nu intru aici să discut despre asta, doar atât vă spun că unul din cei patru piloni ezoterici spirituali este reprezentat de Taur. Și Taurul de cine este guvernat? De Venus, desigur. Și când a nebunit, bineînțeles, ferească Dumnezeu ce a pățit omul ăla care a fost ucis de polițist, aia cu tot o altă poveste, e ceva foarte grav, dar e inuman, nu se poate să trăim în 2020 și se întâmple așa ceva. Dar eu ce vreau să semnalez aici astrologic este când au izbucnit revoluțiile astea de stradă, riots, nu știu cum se cheamă, revolte, dar revoltele astea, mișcările de stradă, pe Venus retrograd. Și unde e Venus retrograd acum? Este în Gemeni. Și Gemenii ce țin? De comunicare. Oamenii își urlă furia. Pentru că ce s-a întâmplat? Uciderea bărbatului de culoare de către polițist a reprezentat clicul prin care foarte multe milioane de oameni, și în Statele Unite, și în Europa, am înțeles, în Danemarca au fost proteste, și în Germania au fost, își strigă frustrările și normal că este lipsa iubirii. Când ucizi un seamăn de-al tău, nu ai empatie. Empatia este una din manifestările iubirii. Deci, vedeți cât de alambicat e o retrogradare de asta venusiană? Cât de profunde sunt substraturile. Ei, și acum mergem de la nivel macro la micro, adică ne referim la familie, la relații, da, oamenii se ceartă, da, oamenii își spun lucruri, da, și vreau să fiți foarte, vreau să fiu eu foarte clară și voi să înțelegeți foarte bine un lucru. Acum, până pe 25 iunie, dacă te cerți cu iubita, cu iubitul și ăla începe să-ți spună niște lucruri, vezi că oricât de dureroase ar fi, el exprimă sau ea exprimă niște frustrări acumulate. Iar eu întotdeauna am spus, la furie se spun lucruri. Și ce să vezi, din păcate se spun lucrurile adevărate, nu din păcate, din fericire, se spun lucrurile adevărate. Și chiar dacă o dă la întors și începe cu, vai că nu, că eu am vrut să te rănesc, come on, tu de fapt ai spus, copilul tău interior a exprimat ce îl deranjează. Și acum, dacă cineva își face băgăjelul și pleacă dintr-o relație, e momentul de epifanie, de conștientizare. Nu v-aș sugera, deci știu că e foarte greu momentul ăsta în care te desparți. Dacă ajungeți în cuplu, în acest moment, să vă certați în atât de mare măsură încât să vă faceți bagajele, unul din voi sau amândoi, dacă vă reîmpăcați, acum sau ulterior, cuplul vostru cum nu mai funcționează. Pentru că în momentul de retrogradare venusiană ies la iveală toate lucrurile adevărate. De asta oamenii, să știți, că se tem de retrogradări. Pentru că se pune ordine. Se pune ordine. Retrogradarea mercuriană a lui Mercur are loc de 3 sau 4 ori pe an, tocmai ca noi să ne punem ordine în program. Marțian, Marte, retrogradarea marțiană are loc o dată la 2 ani ca să învățăm să fim asertivi și să punem ordine în tot ce ține de curaj și determinare. Iar retrogradarea venusiană, banii și iubirea. Banii și iubirea, trebuie să ne resetăm. Deci, da, hai să vedem în continuare ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte în această lună, dar fiți ochi și urechi până pe 25 iunie la relația voastră și fiți foarte atenți la ce exprimă partenerul, dacă v-ați certat, dacă apare vreun conflict, dacă observați ceva mai deosebit la partenerii sau partenera voastră și consemnați. Fiți atenți, pentru că acelea sunt momentele de adevăr. Și știți ce e foarte interesant? Dacă nu ți-ai închis relații, te legi de foști sau foste. Sau te caută ea să zică, nu știu ce, se bagă în seamă. Și ce ai de făcut e doar să taci și pune-te în poziția observatorului. Hai să vedem ce se întâmplă cu semnul tău zodiacal. Scorpionul, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. De această dată, pentru că Venus este retrograd, am ales să adaug în analiza mea și ascendentul și luna natală, astfel încât să-ți pot oferi cât mai multe pârghii să treci de această retrogradare și să înveți cât mai multe din ea. Voi vorbi pentru cei singuri, apoi voi vorbi pentru cupluri. Deci, Scorpionul. Și, în primul rând, este important să renunți la planuri în această lună, iunie, pentru că orice ai gândit și orice ai planificat și orice ai programat, s-ar putea să se schimbe incredibil de mult. Este, cel puțin în prima jumătate a lunii, ba chiar aș merge cu previziunile până pe 20 iunie și aș spune că nu e momentul să te așezi la casa ta, în relația ta, în povestea ta. Este doar despre explorare și păstrează-ți standardele cât mai sus, pentru că ce întâlnești la începutul lunii nu-i de calitate, nu-i de tine, nu se pliază pe nivelul tău. Dacă îți păstrezi încrederea și standardul e cât mai ridicat, atunci ai să vezi că ai să ai numai și numai și numai rezultate. Luna nouă din Rac, care are loc în jurul datei de 20 iunie. Spun în jurul datei pentru că în unele țări e pe 21, în altele pe 20 iunie. Dar pe tine te interesează luna nouă în Rac pentru că influența lunii noi ține 3 zile, deci 20, 21, 22. Deci, această lună nouă în Rac te va ajuta să selectezi intuitiv esențialul de neesențial. Ai să descifrezi foarte repede potențialii parteneri superficiali, profitorii neserioși, de cei serioși și cu capul pe umeri. Și aceeași lună nouă Rac te ajută, pentru că tu ești un semn de apă, Racul fiind semn de apă, bineînțeles că ai foarte mult de beneficiat de pe urma acestei influențe, dar după 20 iunie te ajută să-ți găsești liniștea și poate un potențial partener în regulă pentru tine. La sfârșitul lunii, Marte se pregătește de intrat în semnul berbecului. Intră în semnul său zodiacal. Marte e guvernatorul tău secundar, Pluton e guvernatorul principal, Marte e guvernatorul tău secundar. Și intrând în berbec, va scoate la lumină gelozia și competitivitatea în relație. Așa încât o să fie un paradox, o să fie foarte amuzant pentru scorpioni. N-ai să mai vrei să te întorci într-o veche relație sau într-o veche poveste, dar paradoxal Dacă te întâlnești întâmplător cu persoana respectivă sau dacă afli noutăți și știri despre acea persoană, nu o să-ți dorești ca ea să fie în regulă. Deci o să fie un paradox. Nici nu o să vrei pe fostul sau pe fosta, dar nici nu o să-ți convină că ei sunt ok. Bine, acum mă întreb, oare care sunt persoanele care spun, mamă, ce fericit sunt că ți-ai găsit liniștea și eu sunt singur, nu? Deci, ai grijă că tranzitul lui Marte prin Berbec va scoate la lumină războinicul din tine și ai să fii extrem de răzbunătoare. N-aș vrea să fiu prin preajma unui scorpion supărat, singur, frustrat, gelos. Pentru că atunci e cam trist pentru semenii săi. Hai să vedem ce se întâmplă cu cuplurile. Va fi total diferit, pentru că în luna iunie, scorpionii care se află într-o relație de cuplu vor fi spontani, curioși și cu chef de joacă. N-ai să fii foarte matur în comportament. Partenerul sau partenera ta pentru o perioadă se vor amuza și le va face plăcere ce văd, dar totuși nu a la lung, nu pe termen lung. Și ai grijă la deciziile pe care le iei în numele cuplului în luna iunie, pentru că unele dintre ele s-ar putea să aibă consecințe care sunt greu de remediat. Pregătește-te la jumătatea lunii iunie, deci de pe 20 iunie, când are loc luna nouă în Rac, vei fi într-un adevărat carusel emoțional și spiritual. Scorpionii aflați într-o relație de cuplu vor învăța și se vor maturiza foarte mult în acea perioadă. Și știi ce e să înveți? Că există momente când e bine să nu scoți la iveală ce gândești și ce simți, pentru că va fi ceva de genul: partenerul sau partenera ta e crizată. Tu vezi că au crize existențiale, relaționale. Dacă ai să deschizi gura, va ieși prost. Orice îi spune va fi prost interpretat, așa încât cel mai bine va fi taci din gură și știi cum e? Este o expresie în engleză nu foarte frumoasă, dar foarte sănătoasă. Fake it until you make it. Deci pretinde că e ok până când treci tu puntea, da? Deci fă-te frate cu dracu până treci puntea. Nu declanșa conflicte în cuplu, că nu o să fie cu multă ceartă. După 27 iunie, când Marte, guvernatorul secundar al zodiei tale, intră în semnul Berbecului, o să fii foarte jucăuș și nu o să mai ții seama de reguli și de, cum să zic, lucruri bătute în cuie, cât mai degrabă o să fii curioasă să experimentezi și poate o să cauți în afara relației stimularea asta. Deci, ai grijă că te joci cu focul și pe urmă când Marte va intra în Taur, va fi foarte interesant că o să ai de dat explicații. Deci fii foarte atent. Pentru Scorpion, avertisment special, sfârșitul lunii, vă vine cheful să călcați strâmb și abțineți-vă că o să vă frigeți rău de tot. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru semnul vostru zodiacal. Vă mulțumesc că ați urmărit această filmare, aștept comentariile voastre legate de ce am prezentat aici. Și încă o dată vă reamintesc, 20 iunie 2020, ora 12, ora României la prânz, are loc webinarul olimpian dedicat zeiței Venus, planetei Venus, iubirii și trezirii zeiței interioare. Dacă vrei detalii, trimite un e-mail pe adresa contact@astrologalexandracoman.com și dacă vrei deja să te înscrii la preselecție, dar preselecția asta ce înseamnă? Doar să vedem dacă ce aștepți tu, ce dorești tu să schimbe, să transforme acest webinar, se mulează pe ce voi prezenta eu. Pentru că dacă tu vrei, nu știu, să-ți meargă bine, nu știu, în călătorii, Venus nu are treabă cu călătoriile. Sau vrei să te relochezi în altă țară, nu are treabă cu relocarea, ea are treabă cu iubirea. Și atunci de-aia fac o preselecție, ca să văd dacă ce vrei tu să schimbi în viața ta, în zona relațiilor, coincide sau este în legătură cu planeta Venus. Poate să aibă treabă cu altă planetă. Și asta înseamnă preselecția. Deci, contact@astrologalexandracoman.com. Dacă vrei deja să intri în sistemul de preselecție, atunci trimite 3 rânduri în care spui ce vrei să schimbi în zona dragostei sau dacă ai avut blocaje, dacă au fost probleme. Și ce mai vreau să spun? Mai vreau să spun ceva, dar nu mai mi-amintesc acum. Tot aceeași adresă este contact@astrologalexandracoman.com pentru înscrierea la preselecție. Și vă doresc să aveți o lună minunată, cât mai liniștită, dar marcată de conștientizări, pentru că retrogradarea venusiană asta ne aduce conștientizare pe toate planurile și nu putem evolua și nu putem avansa și nu ne putem transforma dacă nu conștientizăm ce se întâmplă în viața noastră. Așa încât să ne auzim cu bine, să ne vedem cu bine și pe curând!